2014, eu mi-am anunțat candidatura la președinția Partidului Național Liberal. Și evident că aveam de departe prima șansă. Președintele care este ales de Partidul Național Liberal trebuie să aibă principala calitate să fie un candidat la președinție care să aibă șanse să câștige alegerile prezidențiale. Și știam că domnul Klaus Iohannis era cel mai potrivit dintre noi să fie candidat la președinția României. Și practic eu m-am retras și l-am susținut pe Klaus Iohannis. Ludovic Orban a subliniat că în ultimii 4 ani a avut un parteneriat cu președintele Iohannis, care a funcționat aproape fără cusur, și a lăsat să se înțeleagă că se aștepta ca șeful statului să nu se implice în campania pentru șefia partidului. Întrebat dacă președintele PNL ar trebui să fie și premier sau invers, premierul să fie și președintele PNL, Klaus Iohannis a declarat că șeful guvernului a fost numit prin vot de încredere în Parlament, nu de partid. Eu cred că așa cum este acum e foarte bine, fiindcă așa a decis coaliția prin vot și premierul nu se stabilește prin vot de partid, ci prin vot în Parlament, ceea ce s-a și întâmplat. Ludovic Orban susținea în urmă cu câteva zile că cel care este ales președintele PNL trebuie să fie și premier. De cealaltă parte, Florin Câțu precizează că la Congresul PNL se va alege doar conducerea partidului, nu și premierul. În Partidul Național Liberal, acum este congres pentru președintele Partidului Național Liberal, se votează prin vicepreședinți, se votează vicepreședinți, nu se votează din ce știu eu, nici premier, nici alte funcții care sunt votate în Parlamentul României. Am o relație foarte bună cu președintele României, Klaus Iohannis, o relație personală, dar în ceea ce privește alegerea din partid, știți foarte bine, constituțional, domnul președinte nu poate să se implice. Congresul PNL, în care 5.000 de delegați liberali vor alege conducerea partidului, e programat pe 25 septembrie.